Un minunat spectacol al Teatrului de Păpuși de la Școala Populară din Târgu Jiu a fost organizat la Casa de Cultură din Țicleni cu ocazia zilei de 1 iunie, Ziua Copilului. Intrarea la spectacolul Păcălici și Minciunel a fost gratuită, spectacolul fiind cadoul organizatorilor pentru copiii din oraș. Evenimentul organizat de Primăria și Consiliul Local Țicleni, Casa de Cultură din oraș și Școala Populară din Târgu Jiu, dar și de Parohia Țicleni, precum și Teatrul de Păpuși Pinocchio, trebuia să aibă loc marți pe 1 iunie de la ora 17 în parcul Bisericii Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din Țicleni. Din păcate, din cauza vremii nefavorabile, evenimentul a fost mutat la Casa de Cultură, unde s-au strâns totuși zeci de copii dorniți să-i cunoască pe Minciunel și pe Păcălici. Ne pare nespus de rău că nu am putut să organizăm în parcul Bisericii Parohiei Țicleni Sfântul Gheorghe această activitate dedicată în zile de 1 iunie, dar îi mulțumim lui Dumnezeu că ne-a întărit și am reușit să găsim o soluție să organizăm această zi ca dar pentru copii la Casa de Cultură Țicleni. În primul rând vreau să vă spun că mă bucur din suflet că sunt astăzi aici și privesc lucrurile din mai multe perspective. În primul rând ca tată a patru copii pot să vă spun că mă simt plin de bucuria părinților care se află aici, deoarece acest eveniment este dedicat copiilor lor. De altă parte, privesc ca un părinte de suflete și aici vreau să vă spun că sunt prezent cu binecuvântarea înaltului nostru părinte mitropolit Irineu, care a ținut cu tot dragul să mă trimită să fiu prezent în mijlocul dumneavoastră, dânsul binecuvântând această acțiune, pentru că este, așa cum am înțeles foarte bine, o acțiune încheiată în urma unui parteneriat semnat între primărie și parohia părintelui Țicleanu Dragomir. La spectacolul organizat la Casa de Cultură din Țicleni au participat zeci de copii din localitate. Este un spectacol care face parte dintr-o serie de activități cuprinse în programul proiectului cultural religios intitulat Lumină din Lumină, Lăsați copiii să vină la mine, un proiect de parteneriat care a fost încheiat între primăria orașului nostru și biserică prin bunăvoința domnului primar Radu Constantin și a preotului paroh Dragomir Țicleanu, cărora în numele tuturor copiilor aici de față și cei care nu au putut să ajungă, le mulțumesc. Păcălici și Minciunel. Este un teatru de păpuși, este o piesă frumoasă pregătită pentru cei mici, cu mare drag. Astăzi, 2 iunie, edilul din Țicleni, Constantin Radu, a împărțit daruri elevilor unităților de învățământ din Țicleni.